Salutare și bine v-a regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Audi A4 B9, o mașină din 2017. Foarte mult am lucrat pe B8-uri, iată că apare și B9 la făcut și la multe alte inteligențe de integrat, da? Iată, acesta este panoul de comandă, iată această partea de monitor, da? Menționez că dacă nu aveți sistem de CarPlay în el, putem să adăugăm sisteme de CarPlay. Dacă vreți monitoare pentru copii, putem face și acest lucru. Dacă doriți, cameră de mașalier sau și cameră frontală, putem face acest lucru. Acum, iată, avem aici o cameră care este tipic originală, cu conectica originală, cu tot ce înseamnă OEM, da? Pentru că sunt titulari care doresc varianta full OEM. O avem și pe aceasta, ok? Aici nu necesită nicio interfață, doar o cameră puțin mai inteligentă, care știe să lucreze pe mod de can și pe mod de comutare. Bineînțeles că pentru a introduce în sistem toată această tehnologie, este nevoie de a și inteligentiza puțin sistemul ca să știe să comute în modul de mașalier, așa. Repet, putem pune și cameră frontală, ceea ce înseamnă că în cazul în care, de exemplu, noi vrem să vedem total în față că vine acum o mașină care n-am vedea-o, camera ar fi potentă, să zic așa, deci ar fi capabilă să prezinte direct în acest monitor. Iată, să vedem un puțin intro-ul, dacă reușesc să-l prind, că este ceva foarte frumos. Îmi place demențial de mult. Deja tehnologia mai nouă, ok, că ecranul este puțin mai mic, mai flat sau una alta, dar este super drăguț. Ok, hai acum să vă mai arăt încă o etapă, ce vom face acestei mașini, da? Doar că ea va fi total o altă filmare, atâta tot că integrez și acest lucru în acest video. Este vorba de sistemul MaxHaust evacuare electronică. Ce înseamnă acest lucru? Că vom monta două generatoare de sunet, da? Un modul de sunet și încă un modul de Bluetooth, care ce va face? Va avea posibilitatea de redare sunete în diferite moduri și în diferite tonalități. Tot va merge de pe un telefon mobil, ceea ce se va putea comuta inclusiv și de pe modurile de confort sau dynamic sau individual, ceea ce le are sistemul. Ei bine, hai să trecem la proiectul nostru și să integrăm tot ceea ce înseamnă camera de mașalier în sistem, să vedem rezultatul pas cu pas care va ieși. Totodată să vă mai arăt aici partea de mâner, da? Că aceasta va fi eliminată și în acest locaș va fi el introdus. Să intrăm un pic și în detalii, să vă arăt clipsurile care sunt existente, care încercăm să le luăm fără să le deteriorăm, da? Pentru că trebuie să ajungem din haionul de spate, trebuie să ajungem direct în interior. Să vedem un pic toate clipsurile perfecte, nerănite, nezgâriate, nerupte, pentru că este un detaliu foarte important care mi se cere de multe ori. Așa, am eliminat deja cele două balamale, adică acum o elimin și pe cealaltă, după care să mergem și să dăm jos inclusiv partea aceasta de tapiserie. Iată cât de logic vine și frumos dacă urmez pașii corespunzători. Recapitulare, da? Clips, tot la locul lui, ok? Deci toate sunt perfecte. Hai să mai vedem și alte variante unde sunt lamele de plastic, da? Astea le-ați văzut. Iată și acestea care erau practic aici introduse, da? Sunt ele și ele sunt perfect intacte, dacă observați. Și acesta care practic este cel care stă frumos acolo. Bineînțeles și acest plastic care este de interior, dar la el practic are niște lamele destul de mari, nu avem ce să rănim. Ok, iar totodată iată și am escas mânerul
Și aici este noul mâner cu cameră deja integrată. Deci asta este diferența între cele două, că una are o cameră, iar una are doar un mâner simplu. Și atunci asta înseamnă că va intra tot perfect, exact acolo, în locația, ia să o luminez un pic, originală. Toată conectica este perfect trasă și acum să mergem să ne legăm la locația corespunzătoare. Nu înainte să punem capitonajul frumos înapoi, că aici nu mai avem treabă. Ultimele colecțiuni, ce le mai facem? Avem permisiunea și accesibilitatea sistemului, da? Aici avem conectica generală, avem noi aici niște conexiuni de făcut perfecte ca să integrăm și să facem comutarea sistemului, iar acum asamblăm tot și vă facem primele probe. Este puțin mai ciudat, acum am montat partea de creier de la aceste audiouri, pentru că iată ai cheițe de acces de scos afară, dar acum sunt carcasate și nu mai ai așa ușor acces la ele ca și cum aveai până acum. Deci doar dacă dai jos practic torpedoul mai poți să accesezi, să scoți afară partea de multimedia, dar nici așa, pentru că firele scurte, deci e o istorie micuță, drăguță. Hai să finalizăm proiectul și să vedem rezultatul. Suntem în varianta când tot este la locul lui, totul este perfect, refuncțional, da? Să sperăm că nu am făcut absolut deloc nicio problemă. Vom introduce tot ceea ce sunt necesari de codare. Ok? Iată acum dacă dau în reverse, practic noi absolut deloc nu avem, iată că suntem în R, nu avem doar senzorii activi. Ok? Asta înseamnă că pus în P, da, este în P acum, iar îi dau o dată. Iată aici, frumos, avem partea de senzori activi. Nu avem nici măcar comutare în imagine neagră, nu avem absolut deloc nimic. Acum vom face această posibilitate și vă vom arăta ultimul pas, care este exact viziunea camerei, cum va vedea, cât de larg, cât de wide, cât de înalt, cât de jos, cât de lateral va vedea, tot. Ok? Rămâneți cu noi și vedeți finalul. Într-un final, suntem cu proiectul gata, terminat. Iată, cu laptopul am șters tot, nu avem nicio eroare, nu avem absolut deloc nicio problemă de funcționalitate, totul este în parametri, ok? Și acum să vă fac prima demonstrație, iată, iau maneta frumos, o introducem în reverse și iată ce elegant vede camera, da? Avem inclusiv ghidajele active, avem inclusiv senzori de parcare activ în cazul în care suntem în variantă activă. Oricum și acum botul este puțin ridicat, da? Și camera vede totuși înalt, iată cum văd acolo că circulă un om. Frumos, are deschidere, de exemplu, de aici. Numai o secundă. Dacă ne orientăm puțin unde este acea dubă, da? Iată că o vedem practic în cameră. Deci aici, în acest punct, ok? O să ies afară să văd deschiderea. Iată dacă duc telefonul, da? Și duc undeva și vedem acea dubă care este destul de departe, da? Iată că o vedem și pe aceea acolo. Acum hai să ieșim să vedem aproximativ care este unghiul de deschidere. Da? Deci iată unde este duba față de portbagajul existent. Iată dacă facem așa, se vede practic duba că este acolo. Deci destul de departe. Practic camera nu vede doar 140-150 de grade, ci vede totuși mai mult. Iată unde este și acea dubă de acolo, care și ea este destul de departe. Deci dacă stăm cu camera așa, da? Deci camera noastră are deschidere destul de mare, că vede cam unde este acel scris. Vede destul de bine, foarte deschis, ok? Acum vom face o parcare frumos, elegant. Ne vom întoarce. Iată ce frumos e. Da, exact cu Luco M, cu tot. Este foarte perfect integrată. Așa. Iar acum să mergem să facem un viraj. Așa. Error 0. Deci nu avem absolut deloc nicio eroare în ceea ce am lucrat. Ok. Acum introducem în mașalier. Lăsăm frâna de mână să fie activă. Apropo, vedeți unde este clipsul care ține și numărul de matriculare. Inclusiv lupează un pic pe interior și vede un pic și bara de spate, care o face ochi de pește, ne-o scoate puțin mai accentuat. Da?
Acum să ies eu puțin în cadru ca să pot să văd perfect cât de lung vede. Da, iată, vede foarte lung, foarte bine. Și acum gândiți-vă că bate și soarele puțin pe el, ok? Așa, eu iar dacă fac o parcare cu spatele, ia să vedem. Mai sunt întrebări că dacă se murdărește camera, păi se murdărește camera, trebuie ștarsă, pentru că este totuși expusă în exterior, ceea ce totuși contează. Nu este totuna dacă o ții în exterior sau o ții în interior. În interior nu se va murdări. Hai să văd, de exemplu, dacă mă duc chiar la limita bordurii, puțin mai în față. Ok. Și am lăsat un pic și bordura. Să vedem, practic, de sus cum s-ar vedea acest fenomen. Ok? Să introducem în parking. Așa, și acum să vedem. Deci, vedeți cât are vizibilitatea la bordură. Așa. Și vedeți și aici, din apropiere, cât vede, că vede, practic, până după poarta vecinului și practic vede finalul geamului nostru. Asta ce înseamnă? Că dacă eu ies afară și pun telefonul aici, deci are deschidere nu atâta, nu atâta, nu atâta, vede atâta și tot așa are deschidere, încă eu trebuie să dau telefonul pace, trebuie să deschidere puțin mai mare pe dreapta. Mai exact, vin în centru mașinii în față, da? Și pot să zic că vede până acolo din apropiere și vede până unde se termină poarta. Și asta este varianta de apropiere. Cu cât ești puțin mai îndepărtat, cu atâta poți să vezi mult mai larg, mai wide, ok? Iată și aici, dacă ar fi practic ceva obstacol apropiat, undeva la 3-4 degete ar fi, în cazul în care te iei după cel mai jos punct, da, de reper, pentru că această linie de bordură este cel mai lung punct de reper. În cazul în care ar fi un obstacol mai înalt în spatele lui, el practic s-ar vedea foarte perfect în camera de spate. Ok? Ei bine, cam atâta am vrut să vă zic în prima fază despre acest frumos Audi, da, care i-am montat cameră spate pe sistemul original și mă tot repet că avem și foarte multe alte funcții care le putem oferi în aceste tipuri de navigații. Nu știu dacă am reușit să vă spun că avem și ghidaje active, deci vă prezinte inclusiv partea de ghidaj, poziția roților, așa, în timp real, deci fără laguri, că asta îmi place foarte mult. O mențiune în acest meniu la Audi Smartphone Interface, da? Aici practic ai sistemul de CarPlay, ok? Tot ce înseamnă CarPlay Android Auto, poți să faci să ai Waze-ul, să ai Spotify-ul, Google Maps-ul, toate pe ecranul original, dar în cazul în care vrei și YouTube, pot să-ți dau un modul pentru care nu trebuie desfăcută deloc mașina și care are posibilitatea foarte perfectă de a avea YouTube-ul direct cu comandă pe acest sistem, deci pe acest aparat, fără să faci nicio modificare, nicio amplificare. Sunt niște module acum puțin mai, să zic așa, mai noi, care deja se introduc practic în USB și este foarte ușor de utilizat cine vrea și sisteme video pe el. Deci să aibă YouTube-ul, Netflix-ul, Digi Online-ul sau multe alte opțiuni în punct de vedere video. Ok, cam atât am vrut să vă zic despre acest proiect. Nu uitați, ne găsiți pe www.soundidentity.ro. Produsele se încarcă în permanență. Dacă nu găsiți astăzi sau mâine sau poimâine, sunați-ne și încercăm să vă dăm un răspuns despre această cameră, da? Dar va fi și ea pe site afișată, în secțiunea camere marșalier sau camere doar, și acolo se va selecta camera marșalier și una alta. Așa. Ne găsiți foarte mult pe Facebook, Sound Vancea sau Sound Identity Fioradea, iar cel mai mult ne găsiți pe canalul nostru de YouTube, Sound Identity, unde dacă intrați, vă abonați, intrați în playlist-uri, dați pe playlist-uri create, puteți căuta acolo, începe 010203, undeva la 17, cred, trebuie să fie Audi, așa, și acolo puteți vedea foarte multe alte soluții inovative despre asemenea mașini sau asemenea camere sau alte modalități de inteligentizare a sistemelor originale. Tot aici puteam pune și cameră față în cazul în care se dorea, panoramică. De exemplu, am o cameră față foarte tare, care ce face? În cazul în care ești așa de tare obturat, da? Ea poate să vadă până în colțul străzii și până dincolo. Am asemenea videouri care le-am postat pe canalul nostru.
Am să fac o secțiune undeva la 13, doar despre camere, camere mașalier, camere de toate felurile, ca să puteți să vedeți foarte multe variante camere care lucrează în diverse variante și în diverse posibilități. Eu am fost Andu, vă mulțumesc că ați urmărit acest clip. Dacă mai doriți să rămâneți cu noi, să vizionați alte clipuri, să vedeți întotdeauna inovațiile noastre și nebunilele noastre, rămâneți cu noi pe canalul nostru Sound Identity și vă promit că întotdeauna vă prezint tot ce pot, tot ce fac și tot ce este nou în domeniul car audio, video, multimedia, auto. Bye bye, la revedere!